Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața. Sunt Mirela Retegan și o să încep emisiunea de astăzi cu Cine nu gata, îl luăm cu lopata. Pentru că astăzi e o ediție specială. Este ediția dedicată zilei copilului și nu puteam să invit în studio la această emisiune decât pe cel care a schimbat perspectiva tuturor românilor asupra felului în care noi privim poveștile și joacă. Cel care ne-a marcat copilăria și ne-a arătat că lucrurile se pot întâmpla diferit dacă mai credem în basme și în zâne și în feți frumoși și în babe cloanțe și Marian Râlea, magicianul copilăriei noastre, este în dimineața asta la Europa FM. Bună dimineața, magii! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Cu drag. Frumoasă introducere. Mulțumesc. <laughs> și eu mulțumesc. Știi că mă gândeam înainte de a începe emisiunea, știi care erau, era light motivul pe care mi l-ai zis când ne-am întâlnit noi acum foarte mulți ani și am început să lucrăm împreună? Îmi ziceai așa, liniștește-te, la, liniștește-te, la, liniștește-te. Și mă uitam la tine cum stai așa, cu minte, deci pentru cei care ne urmăresc și video, vă rog frumos să vă uitați, cam cât de cu minte este magii. Și eu eram așa, plină de entuziasm și te auzeam undeva într-un colțișor din capul meu. Liniștește-te, Mirela, liniștește-te, da, Mirela. Liniștește-te, Mirela, o să fie bine. O să, o să fie, fie bine. bine. Mă bucur foarte tare că ai venit și hai să îi ducem pe oameni în... Colțijorul la cel mai frumos din sufletul lor, în, în, în locul în care nimeni și nimic n-a reușit să strice bucuria de a trăi viața așa cum o trăiesc copiii, sincer, autentic, curat. Ce înseamnă magie, povestea în viața oamenilor? Toți avem nevoie de poveste și chiar dacă uneori avem și personaje negative. Ele, în mitologia noastră, în poveștile românilor, nu sunt chiar atât de rele pe cum par, dar nici personajele bune nu sunt chiar atât de bune pe cât par. Și uh, trăim în fiecare zi uh, povestea vieții, uh, o poveste magică, o poveste uh, care ne umple sufletul, iar pentru cei mici, uh, această neprihănire pe care o au ei uh, este atul lor. Joaca lor este ca și joaca a actorului, este o joacă serioasă. Și trebuie respectată această joacă și, cum spunea, am încercat mai de mult să deschidem porțile spre această lume, lume minunată a copilăriei, pentru că, într-adevăr, copilul merită tot sufletul părintelui, tot sufletul adultului, pentru că el este, de fapt, cel care va duce mai departe eu pot, eu sunt magician sau să fii copil e un lucru serios sau toată această... Cine a scris versurile astea magii? Eugen Patrick el a scris un om absolut extraordinar care ne scria și ne scria și scenariile și care ne îndruma, era... Omul care deținea cuvântul, și cuvântul se transforma în poveste și în sinceritatea copiilor. Pe mine m-a fascinat mereu faptul că poveștile încep de la tărâmurile foarte mari, de la acele regate, și totul se rezumă încet, încet la personajul principal și la câteva uh, personaje din jurul lui, pentru că la final. El și ea să fi trăit fericit până să-și bătrâne. și poate mai trăiesc și în zilele noastre. Este fantastic. Dacă, dacă reușești să vezi poveștile în felul ăsta, îți dai seama că până la capăt este despre tine, despre povestea vieții tale și despre acei câțiva oameni care primesc rolurile principale în povestea ta. În da. Trăim într-o lume imensă! Da, problema importantă este că. Și asta am încercat, de fapt, să aducem tot, toată, tot fantasticul, toată magia, să o aducem în zilele noastre, în joaca copilului de acum, indiferent dacă el încearcă această joacă pe telefon sau pe tabletă, sau um, am încercat să o facem în, ca, facem așa, ca acel a fost odată, ca niciodată, să, defie, să devină, de fapt, acum. Acum este acel, a fost odată ca niciodată, iar noi îl reînviem prin jocul nostru, prin bucuria noastră, prin respectul pe care îl acordăm celor mici. Ne-am întâlnit aici față în față, copilăria copiilor părinților cu copilăria uh, copilului de astăzi. Și uh, noi de atâția ani suntem umăr la umăr, în continuare în povestea asta minunată care colorează România într-un mare fel. De ce ți-ai ales? Uh, de, ce, de ce ai ales rolul magicianului? Nu am ales eu, cred că el m-a ales pe mine a fost o propunere a prietenei Ruxandra Ion și atunci noi am spus împreună Bracadabra, o formulă magică, pe vremea aceea toată lumea avea nevoie de o poveste cinstită din punctul nostru de vedere și noi am prezentat-o cum am putut noi. Nu am vrut nici performanță, nu am vrut nici am vrut doar să spunem povești cu cei mici. Țin minte că atunci când noi ne-am întâlnit pentru prima oară în București, tu mi-ai dat un premiu Uh, și uh, era, erai pe scenă uh, din partea unei instituții, nu mai știu exact de unde era, dar ai spus ceva care m-a impresionat foarte tare. Ai spus de 14 ani aștept să vină cineva și să ducă mai departe ceea ce cumva s-a oprit atunci când... Uh... Da, păi, de fapt asta era. Uh... Am deschis o poartă, așa am considerat și am sperat să vină cineva să intre pe poartă și să meargă mai departe. Uh, ca pe drumul lui Făt Frumos. Uh, au trecut mulți ani până să intre cineva iar în momentul în care uh, tu ai propus uh, povestea zurli, povestea Zurlii care nici nu știam cum să-i spun fenomen, poveste, dar e povestea, poveste. conceptul zurli, am fost foarte fericit și am spus da, Mirela chiar poate să facă să facă lucrul ăsta cu tot efortul pe care tu chiar l-ai făcut, și trebuie să recunoaștem că nu a, fost, nu a fost simplu să intri pe o piață care era acoperită de canale dedicate celor mici, cu desene animate cu și așa mai departe. Și am fost fericit că tu ai ales asta și știam că vei reuși și te felicit și vă felicit pe toți din echipa ta că au reușit să facă asta. Mulțumesc, Magi. Mă gândeam acum în timp ce spuneai că uh, atunci când a luat ființă Abracadabra, uh, România avea nevoie de un concept și de o formulă magică în care oamenii să creadă. Au trecut 14 ani de când voi v-ați oprit din uh, malaxorul ăla în care ajunsese Abracadabra să fie un reper pentru toată România și a venit zurli cu o altă poveste adevărată și cu o altă formulă. Tiribam tiribum de data asta. Dar tot așa, din nevoia părinților de a exista ceva adevărat care să-i ajută să construiască relații uh, mai bune cu copiii lor. Poți să construiești ceva adevărat pe povești mincinoase. Nu False. Nu dar pe nu. neadevăr. Uh, nu cred că se poate construi uh, pe neadevăr sau pe. Poți să joci că îți plac copiii, poți nu, să te prefaci. Nu, nu așa ceva cât, nu exist? Cât poți să te prefaci că-ți plac copiii? Nu, așa ceva nu, așa, ceva, <gătă> așa ceva nu există, iar poate că unii încearcă, dar este problema lor și n-ai cum să-l păcălești pe cel, pe cel mic. Trebuie să vii cu sufletul deschis, cu inima mare pentru, pentru a te juca sau a înțelege jocul lor. Sigur, se pot face spectacole sau întâlniri cu cei mici sau cluburi de teatru sau așa mai departe, dar trebuie să ai încredere că cel mic te va domina și tu te pui în slujba lui, nu el, în slujba eventual, event, mă rog, a câștigului pe care poți să-l să faci tu uh, asociindu-te cu, cu cel mic. Da, mă gândeam, uh, povestea asta vine din ființa ta, nu vine oricum. Acest, uh, hai să zicem în ghilimele, talent de a te juca cu cei mici, de a aduce în față povestea, există un ungher al, al fiecăruia dintre noi și atunci pentru noi și pentru voi și pentru noi la Teatrul Național pentru Copii Abra tocmai această sinceritate și loialitate și o discuție directă cu cel mic cu toți spectatorii cei mici, aduce de fapt succesul în față unui proiect care nu este de fapt decât o, o mare joacă de care avem cu toții nevoie, părinții o refuză, da? de foarte multe ori, ca și la voi și, și la noi, spectacolul devine un spectacol de familie. Și atunci părinții se întorc la copilărie cei mici au sentimentul în care se joacă cu cei cu părinții că au crescut și se produce acel fantastic, acel miracol, acea magie de care avem cu toții nevoie. Chiar dacă nu durează decât o oră. Eu sunt acum în cel mai mare proiect din viața mea. După ce am pus în scenă vreo 40 de spectacole, am creat sute de cântece, zeci de personaje, uh, mi-am amintit care a fost de fapt visul atunci când eu am pornit zurli acum 18 ani aproape, să ajung în toate colțurile României. Eu fusesem cu Maia la Disney, economisisem un an de zile bani ca să o pot duce acolo, am trăit o experiență absolut fantastică și o emoție, pentru că oamenii fac lucrurile la cel mai înalt nivel, și am realizat cât de puțin copii din România vor trăi această emoție vreodată. Și atunci eu mi-am promis că o să creez un concept care să coloreze drumurile patriei și să înveselească oamenii din România în cele mai îndepărtate colțuri. Și au început de vreo două luni de zile, mi-am făcut-o am zis, în 311 orașe în România, în 17 ani am fost în 42. Mai am 2 ani, până facem 20 de ani, să recuperez 269 de orașe. Și le-am luat la rând, magii. Și am fost în Lupeni, în Petroșani, în Vulcan, în Bumbegiu, în Ajud, în Tecuci, în Oltenița, în, în orașe în care nu am fost niciodată, eu fizic, dar aminte cu spectacole. Iar ce se întâmplă acolo este absolut fantastic pentru că ei se întâlnesc pentru prima oară, părinți și copii, cu această conexiune pe care doar povestea și jocul poate să ți-o dea. Da, și eu am fost și am fost impresionat în orașe mai mici, nu, nu am considerat mai mici. În orașe... Deci ca dimensiuni. Da, bine, și ca, da. și, și, ca și posibilități. Da și am fost fericit să să întâlnim oameni cu, cu o, un suflet mare și cu care ne-au iubit de cum ne-au văzut și este absolut fantastic. În continuare mergem, avem proiecte și mergem cu drumul lui Făt frumos prin prin toată țara și, și prin străinătate, dar și la copiii de acolo. Uh, Mie nu-mi place să-i spun diaspora. îmi place să spun, sunt români, românii, de, românii, românii, din românii din noștri parte. de acolo. Da. <laughs> um, am ajuns în orașe în care um, nu mai auzeseră spectacole la casele de cultură de ani de zile, pentru că lumea nu mergea, și am întâlnit foarte mulți părinți care au fost pentru prima oară în viața lor la un spectacol cu copilul. A fost primul lor spectacol împreună. A fost foarte emoționant pentru mine să îi văd cum descoperă bucuria asta, pentru că, din păcate, ajungi părinte și te iei foarte tare în serios. Și ai senzația că uh, viitorul copilului tău depinde de cât ești tu de responsabil și de implicat în a stabili reguli și a face ordine și a pune etichete și direcții. Și vine cineva. Magii sau Mirela de la Zurli și îți amintește un pic că există lucruri atât de simple pe care le poți face zi de zi, care nu te costă nimic și care pur și simplu schimbă perspectiva asupra relației pe care o ai cu copilul tău. E vreo chestie pe care tu ai făcut-o și îți vine acum în minte și uh, părinții au fost wow! Din, din cei. Transmis tu uh, ca mesaj de relație între ei? În... Sigur. Pot să vorbesc despre rea... re... reacțiile pe care le-au acum. Da, mm -hmm. Acum copiii mari pe care i-am crescut și care m-au ridicat. că... Nu poți singur să faci lucrul ăsta decât atunci când ești acceptat de public și publicul, de fapt, te, te ridică. Eram undeva la Tulcea, cred că, și în toamnă și cineva a trecut pe lângă mine, o doamnă, și mi-a spus, uite, copilăria mea într-un singur om. A, ce frumos sigur mi-au dat lacrimile și am îmbrățișat-o și am spus este un lucru atât de un compliment pe care mi-l faceți atât și poate că nu-l merit poate că așa au fost vremurile alea în general pe unde am fost am marcat zona, locația cu această bucuria celor mici pe care aduceam pe scenă și, sau pe unde jucam și ei deveneau eroi din povești. Asta a fost cel mai important. Adică jocul lor era alături de jocul nostru o mare, o mare realizare. O lume a poveștilor și auzindu-te spunând de Disneyland, într-adevăr și noi când am fost prima oară cu cu vai la Disneyland, am fost șocat de profe profesionalismul lor și am vrut ca și tine să cucerim toată România și să facem trasee, ceea, și, ceea ce la un moment dat s-a și întâmplat, se întâmplă și acum, adică și noi mergem pe drumul lui făt frumos pentru că mi-a fost mai simplu să-i fac pe copii și pe cei mari și pe cei mici să înțeleagă că nu contează că nu avem autostrăzi. Cel mai important lucru este acest drum al lui Făt Frumos prin poveștile românilor. Și sigur că am ajuns și la Moreni și la Curtea de Arge și nu ne-a interesat atât de mult orașele mari. Am făcut în tot sub Brașov, Făgăraș, nu mai spun Codlea și așa mai departe, la Sibiu, peste tot. Și iată că de șapte ani facem acest festival al bucuriei. Drumul e Făt frumos și da, mai avem și noi vreo 300 de orașe. Oraș. <laughs> este fabulos și suntem niște norocoși și niște binecuvântați de Doamne, Doamne, că noi putem să facem asta. Da. și că viața noastră este despre cum să dai bucurie și cum să lași clipici în urma ta și să crească iarbă pe unde treci și să știi că oamenii aceia pleacă acasă așa cu inima la vedere, pur și simplu, când îi vezi cum își iau copiii în brațe, parcă mai conștienți de faptul că sunt părinți și ce norocoși sunt că li se întâmplă asta. Ai jucat o grămadă de roluri. Eu te-am văzut la teatru, te-am văzut în, în filme și totuși magicianul abraca, din Abracadabra rămâne probabil rolul vieții tale? Uh, o să spun un secret. Te rog. Uh, da, este un rol și nu cred că aveam voie să-l pierd. Nu cred că aveam voie să îl opresc la un moment dat. Nu cred că aveam voie să-l fac să dispar. Chiar dacă nu mai este atât de puternic, el există în sufleturi și în mintea, și în copilăria celor mari, iar cei mici sunt fascinați de culoarea poveștilor. Am tot gândit ce-mi trebuie, de ce să fac și mi-am adus aminte că după prima emisiune apărută pe, tele, pe micul ecran în, când eram la TVR1 Eugen Patriche, care era redactorul era șeful redacției de copii mi-a spus nu o să mai scap de acest personaj și am zis cum, eu joc Shakespeare, Joc Cehov, Caragiale, Molière, Nu, nu, nu. Zice, nu o să mai scap de personajul ăsta. Și, într-adevăr, nu că n-am mai scăpat, dar că mi-a mi făcut chiar mare plăcere și nu aveam voie să, să renunț la el. M-a emoționat foarte tare. Dar o să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să ne întoarcem pentru că aș vrea să povestim un pic pentru toți oamenii mari care ne ascultă cum s-a oprit atunci toată povestea și cum ai mers mai departe pentru că tu ai simțit că nu ai voie să te oprești. Mi se pare foarte frumos ceea ce tocmai ai spus și foarte puternic. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan ne-am întors la Europa FM, suntem la Schimbă Perspectiva și astăzi, cu câteva zile înainte de 1 iunie, este invitat magicianul copilăriei noastre, copilăriei adulților care ascultă Europa FM și această emisiune, Marian Râlea. Este omul care ne-a învățat pe toți că poți să spui abracadabra și dacă tu crezi din toată ființa în ceva, acel ceva se împlinește. Magi, spuneai înainte de pauză că ai simțit că n-ai voie să te oprești. Cum, cum s-a întâmplat să se oprească, totuși, că era un flux, se întâmplau evenimente, erau emisiuni, și într-o zi uh, s-a pus stop? Uh, deci, noi am fost 5 ani la TVR1 și 5 ani la ProTV. Uh, pentru o emisiune, orice fel de emisiune, Cinci ani este, sau era pe vremea aceea, foarte mult. Trebuia schimbat ceva tot timpul și așa mai departe. Acum s-ar putea să-i rezistem. Emisiuni se schimbă, se nu știu ce. În momentul în care noi aveam concurență doar cu emisiunile de copii care se făceau, care erau mai multe și frumoase și așa mai departe, în momentul în care au apărut posturile dedicate, copiilor de desene animate și n-apăruseră un post, apăruseră trei, patru și urmau să mai apară, sigur că tot publicul se ducea în, în zona aceea. Plus că știm cu toții o emisiune costă ceva. Problema a fost că intram în Europa, trebuia să intrăm în Europa, și trebuia să punem în aplicare legile care spuneau că ciocolata nu este bună copiilor, Coca-Cola nu mai este bună copiilor. Și atunci toți sponsorii pe care aveam noi au trebuit să se retragă de la. Și nu mai erau atât de mulți bani. Și am spus, nu, întrerupem o săptămână, o lună, un an, dacă e nevoie, și revenim. Dacă va fi cazul, dar piața a fost cucerită de desene animate și atunci de posturile de... Și atunci am zis, asta e, deocamdată, deocamdată ne oprim. Abracadabra era o emisiune de televiziune da. care în jurul ei beneficia și de evenimente publice pe care voi le făceați în diverse da. orașe. Da, în toată țara. În momentul în care s-a oprit emisiunea, cumva s-a oprit uh, tot proiectul da. mare. Da? Și a rămas magii. <laughs> da, și m-am gândit că proiectul trebuie să, să continue și atunci noi nu aveam pretenții că filmăm sau facem filme, era un fel de teatru filmat și m-am gândit că ar fi foarte bine să continui forma asta interactivă pe o scenă din București și am avut șansa să ajung la Teatrul Național, să vorbesc cu domnul Săraru, care era atunci director și mi-a zis, da, ne facem un teatru național pentru copii, abracadaba, brand există și am început să, duminică de duminică și uneori și sâmbătă, să jucăm de la 11 pentru cei mici în această asociare, adică noi dădeam conceptul, promovarea artistică, cum ar fi iar ei ne ofereau ca și acum tehnicul și iată că acel Teatru Național pentru Copii bracadabra a împlinit anul ăsta 23 de ani de, de existență Existența. și magicianul câți ani ne-a împlinit? Magicianul? Da, în... nu Marian Rălea, Magicianul <laughs> Magicianul, 33 de ani Mamă, 33 de ani Deci când o să anul facă tanti prezentatoare 33 de ani <laughs> Eu fac o petrecere națională <laughs> Foarte frumos. Îți mulțumesc, Magica, că ne-ai povestit toate lucrurile astea, pentru că foarte mulți oameni erau curioși să afle, mai ales că în ultimele luni eu am trecut printr-o furtună uh, mediatică. Lucrurile se schimbă, sunt într-o permanentă transformare, pentru oameni este foarte greu să înțeleagă, doar că în cazul uh, proiectului Zurli, din fericire, eu Deținând acest proiect, este creația mea, eu am scris textele, eu am creat personajele, eu am făcut muzica, eu, eu am riscat tot și pot să-l transform și să-l duc mai departe. M-am emoționat foarte tare când ai zis că ai simțit că n-aveai voie să te oprești, pentru că și eu am simțit același lucru și am sentimentul că nu am voie, că trebuie să fac tot. Ce ține de mine, ca într-un fel sau altul, mesajul acestui proiect care vindecă de aproape 20 de ani copiii și părinții din România să nu se oprească. Exact. Cred că avem datoria să nu-l oprim. Doar așa, dacă se întâmplă un cataclism. Cataclismul nu e cazul, iar cei mici, de fapt, de ei depinde dacă se oprește exact. un, un proiect. Exact. În momentul sau... în care ei nu, nu mai vor, când nu mai ajungi la ei. Dar când vezi cu câtă foame vă așteaptă pe voi uh, cu uh, drumul lui Făt Frumos, ne așteaptă pe noi cu zurli bucuria în toată România. Mie mi se pare că e atât de mult loc, că tu ai deschis o poartă. Pe urmă, eu am construit o autostradă. Foarte care erau jocurile tale preferate când erai copil? A, eu am născut la Brașov și am copilărit pe tâmpa și atunci jocurile noastre, în afară de cele cu mingea sau așa mai departe, erau de acățăratelea. Așa. Era apăruse Tarzan și aveam lianele noastre în pădure și de fapt era o iederă mai groasă și așa, dar sigur am trecut prin uh, uh, lapte gros, prin șotronul uh, care încercam să-l complicăm din ce în ce mai mult, uh, v-ați ascunsele și așa, așa mai departe, deci am trecut prin toate, prin toate jocurile copilăriei cel mai mult îmi plăcea hoții și vardiștii, uh, sau Uriul și vulpea, cum era, și omul negru. Era fascinant. Omul și îți plăcea negru. să faci omul negru. Normal. Uh, era, și o, era, da, da. Da, era și cum era poezia? Ora unul, n-a venit, Omul negru, n-a sosit. da, 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 da. Și cum se juca? Că nu mai știu. Cineva uh, era în mijloc. Exact și uh, era legat la ochi nu, sau nu, cum nu. cum era exista un conducător al jocului Așa. era singurul care știe la ce oră vine omul negru ok și uh, el spunea când ora unu a sosit sau a venit omul negru n-a venit ora două a sosit a venit Omul negru a sosit și pe cine prindea omul negru, acela devenea la rândul lui omul negru. Omul negru, ok. Chiar nu m-am mai jucat de mult toate jocurile astea și cu siguranță că n-ar strica să le amintim un pic părinților de astăzi, că și ei le știu, dar probabil Bine, că nu le mai jucă. Sunt aceleași, sunt transformate altfel, dar pe același principiu. Cu omul negru, cu nu te spăra frate, cu uh, chiar dacă era Sunt acuma, câteva rețete foarte da, simple. Se numesc, se numesc altfel care se folosesc, uite, noi avem un joc care se numește Am o căsuță mică, dar este pe principiu nu te supăra frate și pleci cu mai mulți pioni, cu mai mulți jucători care au fiecare câte un pion de o anumită culoare și reprezintă un personaj și ca să ajungi în căsuța Zurli, te întâlnești cu personajele și fiecare personaj îți dă o provocare și dacă te întâlnești cu turavura, te duci înapoi nu știu câte, câți pași și la final te așteaptă tanti prezentatoarea care îți dă cheia și intri în căsuța zurlii și o să-i invit pe cei care ne ascultă să intre pe mirarea Retegan oficial și să răspundă acolo la o întrebare care era jocul preferat în copilărie și o să dau un cadou acest joc, am o căsuță mică și o carte astăzi aici acum să fie cadou de 1 iunie și pentru copil și pentru metru. părinte și povestea ta preferată care e? povestea, sunt mai multe dar cea mai frumoasă poveste pe care eu o citesc și în, ce, în fiecare stagiune a Teatrul Național pentru Copii Abracadabra, o jucăm cu cei mici. Este tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Este absolut extraordinară. Dar sigur, sunt mai multe, adică păți frumos, din lacrimă, iarăși o poveste. Și e vreun personaj care te-a marcat? Mai puțin pozitiv în copilăria ta? Nu. Nu? Nu. Știi că pe mine m-a marcat foarte tare imaginea iezilor. Aveam <laughs> o carte de povești cu niște desene absolut oribile. Oribile. Știu, știu, știu. Și că cu am avut-o și, și cu niște iezi <laughs> da. care aveau așa niște dinți foarte pronunțați, uh, plini de sânge și capetele puse în fereastră. Deci, Cred că eu atunci când am creat Zurli și am creat Turabura, acest personaj negativ, în primul rând m-am gândit să fie un personaj care să nu creeze coșmaruri copiilor. Da, e adevărat, e adevărat. Cred că am văzut și eu și eu cartea aceea, dar asta e, asta e povestea. Mi-aduc aminte că am vrut să facem o parte, sau mă rog, o altă, emisiune, nu Abracadabra, Abramacabra Macabra. Oh, <laughs> <ala>. <laughs> și să spunem cât de, cât de bun totuși a fost lupul și cât de răuță a fost capra și Adică, adică ne-a lăsat nici un telefon mobil copiilor, eduților în casă da, exact. să comunice, a cântat 1, 1, 1, 2, ceva. A cântat acel cântec prea tare de la osi și Lupu Ok. Sigur, în frigider nu era nicio bucată de carne, că și lupul ăsta sărac. <laughs> și a uite cum căprița nu este chiar atât de bună. A, asta va fi o altă emisiune, probabil de 1 aprilie, în care vom privi din altă perspectivă. Deci emisiunea schimbă perspectiva felului în care privești poveștile. E o altă ediție, Magii. Acum da. ne apropiem de 1 iunie. Da. Să le spun celor care ne ascultă că noi o să fim la sala Palatului, Zurli la sala Palatului, cu spectacolul care se numește Eu sunt Maia. Pentru că mai e din fericire pentru mine, nu numai că eu nu am voie să oprez Zurli, dar e cineva care a crescut și datorită căreia s-a născut această lume și care iubește lumea asta și acum a venit alături de mine în poveste. Și la sala Palatului o să spunem povestea acestei lumi care s-a născut din dragostea mea pentru Maia și mi se pare că dragostea unei mame pentru copilul ei nu poate fi învinsă de nimeni și de nimic. Foarte, Să nu te pui cu dragostea unei mame pentru copilul ei pentru că poate să mute și munții și să atingă și luna de pe cer dacă trebuie să salveze ceva în numele acestei iubiri și sunt foarte fericită să fim pe scenă împreună cu toate personajele pe care noi le-am creat și cu câteva surprize pentru cei care ne ascultă. Eu Alexa la Palatului recunosc și le povestesc cu oamenilor pentru că nu mai duc emoțiile, după atâția ani de evenimente, emoțiile uh, meteorologice. Dacă e prea soare și am fost da. la arenele romane, ne-a bătut soarele în cap rău de tot, și pe noi pe scenă, și pe copii în public, și mi era. tot spectacolul mi era o milă și mă gândeam doar cât e de cald și cât e de greu să stai în fața scenei cu copiii pe umăr. Uh, dacă e în parc. Uh, și vin o furtună, am trecut prin asta împreună Știu, chiar știm. și riscăm să se oprească tot. Și atunci am zis, nu, eu nu mai duc emoțiile astea de 1 iunie. Și în 1 iunie de ani de zile, pentru că, în primul rând, că e safe și uh, toate parcurile sunt pline de evenimente. Uh, pot părinții să meargă liniștiți și la da. genul ăsta de evenimente, dar la sala palatului să vină să stea și ei să se bucure de ora aia de spectacol și apoi mai e ceva foarte important pentru mine. Jumătate din sală o facem cadou copiilor din asociații și vin copii bolnavi de cancer de la Magic Camp, vin da. copii cu sindrom autism, vin copii cu down, vin copii mamelor de la touch, mamelor uh, abuzate. E... Felul în care uh, eu și noi, uh, oamenii de la Zurli, dăm înapoi toată atenția și iubirea pe care uh, o primim de la ei. Uh, Zim, te rog, magii, uh, de ce ți e dor din copilăria ta? Uh, sigur, mi e dor de, mult, de multe lucruri, dar nu asta are importanță. Citisem undeva o frază absolut uh, extraordinară care spunea iartă-mă copilărie pentru că am vrut să fiu o mare. Uh, cam asta e. Dar și, și tu și eu am dus copilărie mai departe, cred că. Ca și voi avem niște programe speciale pentru 1 iunie suntem la Pitești undeva la un festival. Oamenii pot să afle de pe pagina de ta, pe eu pagina, pot, eu sunt da, magician, pe, pe eu pot tot, tot program. Dar pe doi, serbăm la Teatrul Național pentru Copii, la Teatrul Național, iar seara sunt invitat să fac parte dintr-un un eveniment al Corului Madrigal, Madrigal cântă copiilor, unde eu o să citesc povești uh, scrise de Marin Sorescu, din unde plecăm de acasă. Ah, oh, ce frumos! Da, uh, înălțător. Înălțător sincer. Da. Ai o vară plină? O, am, sigur, ajungem <laughs> la festivalul oh. de la Sibiu, internațional, unde avem teatru și lumea copilăriei vine toamna cred că o să plecăm și, și la Roma adică e bine e e frumos și cei mici merită orice sacrificiu e multă nevoie de ceea ce oferim noi în zona asta, și e nevoie de cât mai mulți oameni curați și onești, care iubesc cu adevărat copiii și au credință în ceea ce fac. Așa că vă invit, dragi ascultători, dacă în sufletul vostru a existat dintotdeauna dorința de a face ceva în această lume a copiilor, puteți să mă căutați pe mine sau să-l căutați pe magii, pe paginile noastre de Facebook, de Instagram. Ne găsiți, noi comunicăm, căutăm în permanență oameni din România, actori sau neactori, care iubesc copiii și care fac cu credință lucrurile astea, pentru că este loc pentru toată lumea. Da. E nevoie de toate sufletele curate care să facă asta fără să se gândească la cât efort, la câte drumuri avem de făcut, la câte nopți dormim câteva ore, ci pur și simplu când te așezi în fața copilului să, uh, să, să, simți că ai dat tot ce aveai de dat din el. Marci, vreau să te învăț un joc la final. Ești pregătit? Da. Uh, Beatrice, îmi dai un pic, te rog frumos? Este un joc pe care eu îl fac cu toți copiii, îl făceam cu Maia când era mică și uh, uh, am uh, dus jocul ăsta pe scenă pentru că mi-am dat seama că părinții au nevoie să învățăm lucrurile foarte simple. Pe care ei nu reușesc să le uh, perceapă ca fiind atât de importante pentru copiilor. Și eu vin cu tot felul de, de jocuri care nu costă nimic din vremea în care eu nu aveam bani. Și nici nu uh, aveam o perspectivă prea rău, și noi ne-am cunoscut în perioada aia în care mie mi era foarte, <laughs> foarte, foarte, foarte greu. Mulțumesc, Beatrice. Și fii atent, magie, de mâna încoace. Așa. Și, oba de fiecare dată când Maia uh, Maia pleca de acasă dimineața îmi spunea că o să fie foarte dor de mine cât o să lipsească la școală sau la grădiniță eu îi desenam o inimioară atunci când ieșea din casă și în această inimioară fii atent, Marge îi puneam putere îți mulțumesc pentru, mm, pentru tot, pentru fiecare părinte din țara asta, care, datorită ție, a folosit abracadabra atunci când i-a fost greu și a reușit să fie cel mai bun părinte pentru copilul lui, pentru că tu ai știut să faci magie în sufletul ăla, din care să scoți cea mai frumoasă parte din fiecare om. Mulțumesc din suflet. Dacă tu spui, așa o fi fost. Da? Trăim cu toții în inconștiența zilei de azi, zilei de mâine și ce -o mai fi. Joaca și povestea să fie cu voi. Până duminica viitoare, eu sunt Mirela Retegan și Marian Rilea, magicianul din inimile noastre, a fost astăzi invitatul meu special. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.